Stimați ascultători, la începutul primăverii, în fiecare an, bărbații se pun în mișcare și se străduiesc să cumpere cele mai frumoase cadouri pentru a serba ziua femeii și ziua mamei. Fiecare dintre noi are o mamă și fiecare dintre noi poate spune că mama este ființa care dă viață, care perpetuează specia. Mama este ființa cea mai plăcută. Mama reprezintă ființa cea mai iubită și îndrăgită de pe pământ. Mama este o ființă gingașă și frumoasă. Niciun trandafir nu o poate întrece în frumusețe și niciun ghiocel nu o poate întrece în delicatețe. Sufletul ei este plin de bunătate și de înțelegere. Este ca un înger trimis din cer pentru a-și ajuta copiii să treacă mai ușor peste greutățile vieții, fiindu-le alături atunci când au nevoie de sprijin. Fiecare copil spune că mama lui este cea mai bună din lume. Și așa și este. Mama este cea care ne-a vegheat primele zile de viață și primele nopți de nesomn. Cea care s-a bucurat văzându-ne primul zâmbet, văzându-ne primii pași sau auzindu-ne primele silabe rostite. Mama este cea care suferă alături de copii atunci când ne lovește pojarul sau când ne apar primii dințișori sau când am căzut și ne-am lovit la cap. Mama suferă atunci când copilașii ei suferă și este fericită atunci când își vede copiii fericiți. Poporul român are deja o tradiție de a pune deoparte data de 8 martie pentru a sărbători femeia și pe mama. Care sunt originile acestei sărbători? Clara Zetkin a propus în 1910 la Convenția Femeilor Socialiste de la Copenhaga ca ziua de 8 martie să fie dedicată femeii și să fie sărbătorită la nivel internațional. Prima sărbătoare a femeii la 8 martie a avut loc în anul următor, adică în 1911. Cu toate că 8 martie este numită Ziua Internațională a Femeii, această zi nu a fost sărbătorită oficial decât în țările din fostul lagăr socialist. De ce s-a ales data de 8 martie? Unul dintre motivele cel mai des invocat este că în această zi avuseseră loc mai multe demonstrații revendicative ale femeilor muncitoare, începând cu o grevă a țesătoarelor newyorkeze din anul 1857. Însă, după alți cercetători care au pornit de la originea evreiască a Clarei Zetkin, se crede că această femeie a propus ziua de 8 martie pentru a mondializa sărbătoarea Purim a evreilor, care rememorează anual o mare salvare de la un masacru general împotriva evreilor plănuit de Haman Agagitul, și în același timp un cumplit masacru întreprins asupra amaleciților de către iudeii aflați în exil. Personajul cheie al evenimentului a fost tocmai o femeie, împărăteasa Estera, devenită întruchiparea biblică a eroismului feminin evreiesc. Cu ocazia celei mai vesele sărbători a evreilor, sărbătoarea Purim, se amintește și de împărăteasa Estera. Astfel că ziua de 8 martie este o chemare a lumii de a cinsti pe femeia lider. Cu 2 milenii și jumătate în urmă, Estera, prin planurile și acțiunile ei, și-a salvat poporul de mânia amaleciților. De atunci, evreii au anual o sărbătoare numită Purim la sfârșitul lunii februarie, începutul lui martie. Sărbătoarea Purim, ca și alte sărbători evreiești, nu are o dată fixă. Este posibil ca în anul în care s-a instituit Ziua Internațională a Femeii, Purimul să fie coincis cu 8 martie. Astfel că ziua de 8 martie este o chemare a lumii de a cinsti pe femeia lider. Și, într-adevăr,
Fiecare mamă este un lider important pentru familia ei și de multe ori și în societate. Stimați ascultători, nu sunt de acord cu satira lui Shakespeare, care spune că femeile sunt hrană pentru zei gătită de diavol. Nu sunt de acord nici cu sarcasmul lui Cioran, care zice că femeia e muzică rătăcită în carne. Nu pot fi de acord nici cu misoginismul lui Lemuel, care întreabă retoric, cine poate găsi o femeie cinstită? Și nici cu imaginea poetică a lui Mircea Cărtărescu, când scrie că femeile spun te iubesc exact atunci când te iubesc mai puțin, ca un fel de compensație. Totuși, înclin să cred ce zicea Virgiliu Gheorghe, un bărbat nu poate fi izvor de tandrețe. Tandrețea nu e numai atunci când sub clar de lună spui povești soției în balansoar, nici când îi cumperi o pijama roz cu floricele sau când ciugulești puțin din tiramisu și apoi îi dai ei cu lingurița ca la bebeluși. Tandrețea e atunci când îți sufleci mânecile să speli un maldăr de vase, când dai cu aspiratorul, când întinzi o culme de rufe sau când spargi o plasă de nuci, când legeni copilul pe brațe la 3 dimineața, iar ea, frântă de oboseală, nu doarme, ci îți face tartinele pentru serviciu. Tandrețea e atunci când, prin ceea ce faci, declanșezi fiori dulci, emoțiile, sentimentele, faci inimile să crească, faci fețele luminoase, faci viața felii de bucurie. E gestul prin care bărbatul dă dilit tuturor necazurilor femeii. E liant pentru totdeauna. E noblețea prin care te porți ca Dumnezeu. De aceea, dragi bărbați, fiți tandri. Femeile au nevoie de tandrețe, cum au nevoie pisicile de mângâiere. Ivan Goncearov spunea că bărbații au în firea lor o trăsătură urâtă, se rușinează de sentimentele lor. Prin urmare, în loc de declarații suave, ei oferă flori. Chiar și așa, o floare are mai mult parfum decât 1000 de declarații. Dacă oferi femeii o floare, îngerul ei păzitor poate să-și caute liniștit de lucru, ne-ar spune Grigore Vieru. Stimați bărbați, cumpărați flori de 8 martie soțiilor dumneavoastră. Faceți declarații tandre și nu uitați, fiorii întotdeauna costă. Unul dintre bărbații rămași văduvi povestea cu durere o întâmplare foarte tristă pe care a generat-o el în familia lui. În timp ce soția servea la cină, el i-a luat mâna și a spus: trebuie să-ți vorbesc. I-a dat din cap și a mâncat calmă. Bărbatul a văzut durerea în ochii ei, acea tristețe care îi bloca gura. Cu greu și-a făcut curaj și a spus: vreau să divorțăm. Ea, dezgustată de cuvintele soțului, a spus încet: de ce? În acea noapte, spune bărbatul, nu am vorbit unul cu celălalt. Ea a plâns toată noaptea. Soția voia să înțeleagă ce se întâmplă cu căsătoria lor, dar soțul nu a putut răspunde. I-ar fi zis că a pierdut inima lui din cauza altei femei pe nume Ana. Soțul recunoștea că nu mai iubea așa de mult pe soția lui. Era trist și se simțea vinovat. A conceput și a semnat actul de separare, care stipula că soția rămâne casa, mașina și 30% din magazin. Și atunci când
i-a dat soției actul de separare, iar l-a luat și l-a rupt în 1000 de bucăți. Apoi a reproșat: cum? Am petrecut 10 ani din viață împreună și acum mă lași pentru alta? Soția a răspuns: mă simt așa de rău pentru tot acest timp pierdut cu tine, pentru toate energiile consumate, dar nu am putut face altceva. Acum o iubesc pe Ana. Dintr-o dată, biata soție a început să urle și a plâns continuu. Era furioasă, era dezamăgită. Ideea de divorț, pe care o intuia de mai mult timp, a început să devină realitate. Ziua următoare, soțul s-a întors acasă și a găsit-o stând la biroul ei în dormitor. Scria: el nu a mâncat nimic la cină și s-a dus la culcare. Era foarte obosit după o zi petrecută cu Ana. Noaptea s-a trezit și a văzut-o pe soția lui tot acolo, la birou. El s-a întors și a continuat să doarmă. Dimineața următoare, soția lui s-a prezentat la soț cu niște condiții pentru a accepta divorțul. Nu a vrut casa, nu a dorit nici mașina, nici magazinul. Raționamentul era simplu și convingător. De mâine începea o lună, o lună nouă, și în acea lună ar trebui să trăiască așa, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. I-a motivat soțului: fiul nostru are examene în această lună și nu trebuie să-l îngrijorăm cu problemele noastre. Soțul a fost de acord cu toate acestea. Apoi ea a făcut o a doua cerere: trebuie să ne amintim de ziua în care ne-am căsătorit, atunci când m-ai luat în brațe și m-ai dus în dormitorul nostru pentru prima dată. Iar în această lună, în fiecare dimineață, trebuie să mă iei în brațe până la ușa de la ieșire. Soțul a crezut că și-a pierdut mintea, dar a fost de acord, ca să nu strice vacanța de vară. I-a povestit Anei. Ana a început să râde spunând: indiferent de ce trucuri ai inventat soția ta, spune-i că ești al meu. De mult timp, cei doi soți nu s-au mai bucurat de apropiere fizică, astfel că atunci când a luat-o prima zi în brațe după o pauză atât de lungă, a fost destul de jenant. Dar fiul lor, care era în spatele lor, a început să-i aplaude spunând: tată, ești tare, ai luat-o pe mama în brațe! Cuvintele copilului erau ca un cuțit în inima tatălui. A mers 10 metri cu soția lui în brațe. I-a închis ochii și a spus încet: nu-i spune nimic despre divorț, te rog. Soțul a fost de acord. A lăsat-o la ușă și ea a ieșit și a plecat să ia autobuzul pentru a merge la serviciu. A doua zi a fost mai relaxat. Ea se sprijinea pe pieptul lui. El a simțit parfumul ei pe bluza lui. A realizat că a trecut mult timp de când nu s-a mai uitat la ea. A descoperit că nu mai e atât de tânără, câteva riduri pe față, mai multe fire albe de păr. S-a întrebat: oare ce-am făcut de am adus-o să arate astfel? A patra zi, luând-o în brațe, cum se întâmpla în fiecare dimineață, a simțit că intimitatea s-a întors la ei. Gândea: aceasta a fost femeia care mi-a dat 10 ani din viață, din viața ei, din tinerețea ei. Femeia aceasta mi-a dat un copil care urma să ne apropie și mai mult. Nu i-a spus nimic din respect pentru Ana, amanta. Fiecare zi devenea tot mai ușor să o ridice și luna convențională a trecut repede. Credea că s-a antrenat să o ridice, pentru că fiecare zi care trecea o simțea tot mai lejeră. Într-o dimineață, ea a fost indecisă cu ceea ce să se îmbrace. A încercat totul și a zis: hainele îmi sunt mari. Soțul și-a dat seama că a pierdut mult din greutate, de aceea era atât de ușoară. Motivația: că a fost în depresie și prea multă durere și suferință. Fără să-și dea seama, el i-a atins părul. Fiul lor a intrat brusc în cameră și i-a zis:
Tati, e timpul pentru a o duce pe mama în brațe. Deja, pentru copil, a devenit un moment fundamental al vieții lui. A luat-o pe soție în brațe, a simțit un fior care a schimbat modul în care vedea divorțul. A început să o ia ca prima dată când a luat-o acasă, atunci când s-au căsătorit. A vrut să plângă. Ducându-și soția în brațe, i-a spus: "Nu mi-am dat seama că am pierdut intimitatea cu tine." Soția a rămas acasă. Fiul lor a trebuit să meargă la școală și tata l-a însoțit cu mașina. Apoi s-a dus la muncă. La un moment dat a trecut prin fața casei Anei. S-a oprit și a fugit pe scări. Ea bucuroasă i-a deschis ușa, iar el, fără să mai intre în casă, i-a spus: "Iartă-mă, dar nu mai vreau să divorțez de soția mea." Ana s-a uitat lungă el și a spus: "Ești nebun?" Iar soțul a răspuns: "Nu, doar că îmi place soția mea. A fost un moment de plictiseală și de rutină în care ne-am depărtat, dar acum mi-am dat seama de adevăratele valori ale vieții. Azi, când am dus-o în brațe, mi-am dat seama că trebuie să o fac pentru tot restul vieții mele." Atunci Ana i-a dat o palmă peste față și a închis cu violență ușa. Bărbatul, plecând repede, a condus mașina și a oprit la o florărie. I-a cumpărat un buchet de trandafiri. Floreasa l-a întrebat: "Ce vrei să scrieți pe bilet?" Iar bărbatul a răspuns: "Nu-mi pasă de nimic, dar o să te iau în brațe în fiecare zi din viața mea, până ce moartea ne va despărți." A venit de grabă acasă, a urcat scările și a fugit sus în cameră, fericit și cu un zâmbet pe buze. Dar soția lui era jos, moartă. A aflat că biata de ea luptase cu hotărâre, fără să se plângă, împotriva cancerului. Soțul avea mustrări de conștiință. "Și eu, în loc să-mi dau seama ce se întâmplă, am fost ocupat cu Ana. Biata mea soție mi-a cerut această perioadă de timp pentru că știa că este pe moarte. Deci, ca fiul nostru să nu sufere traume." Iar fiului i-a rămas imprimat în memorie care un tată minunat și o mamă iubitoare. Stimați ascultători, Dumnezeu a instituit familia și tot El spune în Maleahi, capitolul 2, cu versetul 16: "Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși." Tot Dumnezeu, pentru protecția familiei, pentru binele soților și a copiilor, a dat porunca a șaptea din Decalog, care spune în Exod 20 cu 14: "Să nu prea curvești, să nu fii desfrânat." Dumnezeu interzice relațiile sexuale premaritale și extraconjugale. Noi, ca bărbați, suntem vulnerabili și de aceea avem nevoie de ajutorul soției. Femeia a fost înșelată de cel mai strălucitor arhanghel al lui Dumnezeu, iar bărbatul s-a vândut pe sine și l-a vândut pe Dumnezeu pentru a rămâne cu femeia. Stimați ascultători, știți de ce a venit potopul lui Noe asupra pământului? Pentru că fiii lui Dumnezeu, urmașii lui Seșa, lui Enoch, deci fiii lui Dumnezeu, au văzut că fetele oamenilor erau frumoase. Descendenții lui Cain au avut fete frumoase, plăcute de fiii lui Dumnezeu. Și au ales și le-au luat. Și au rezultat uriașii, au rezultat păcătoșii, care au atras potopul pe pământ. Bărbații sunt vulnerabili. Vorbesc despre fiecare în parte și de aceea avem nevoie de ajutorul soțiilor. Știu că vă vine greu să credeți lucrul acesta. Noi suntem cei care avem puterea, cei care avem autoritatea. Dar soția a fost luată din coaste ca să stea sub brațul nostru să o ocrotim. Stimați ascultători, o femeie duce poveri
mult mai grele decât un bărbat. Suferă mult mai mult decât un bărbat. Încă nici unul dintre bărbați nu a născut copii. Poate unele cazuri absolut izolate, anumite teste medicale. Spuneți-mi, dacă Adam nu ar fi nevoie de un ajutor potrivit, i-ar mai fi dat Dumnezeu un ajutor? Toți știm, ca bărbați, atunci când cineva vrea să ne ajute și n-avem nevoie de acel ajutor, atunci spunem că ne stă în cale, mai bine fără el. În termin, treaba mult mai simplu de unul singur. Dar Dumnezeu știe cum ne-a creat, cum ne-a făcut și de aceea a zis, nu e bine ca omul să fie singur. Din nefericire, planeta Pământ a trecut sub stăpânirea lui Satan. El, Satan, a devenit zeul veacului acestuia. Tot ce mai rămâne de păzit este sufletul tău și sufletul meu. E foarte important să ne păzim sufletul. De aceea, stimați ascultători, războiul este pe viață și pe moarte. Pentru că dacă îți salvezi sufletul, ești al lui Dumnezeu pentru eternitate. Oare de ce a spus Domnul Iisus în Matei 16 cu versetul 26? Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Dacă nici Fiul lui Dumnezeu n-a fost scutit de ispite, i-a spus diavolul, închină-te mie și îți voi da împărățiile pământului. Oare voi fi eu sau tu scutit? Nici unul dintre noi. Unii dintre noi bărbații îl vindem pe Hristos pentru 30 de arginți. Asta e marea noastră problemă. Și de aceea Dumnezeu ne-a dat un ajutor potrivit care să ne avertizeze asupra pericolului. Un ajutor potrivit care să ne citească inima. Bătălia este pe viață și pe moarte. Uitați-vă la armura pe care Dumnezeu ne-o dă în Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10 până la 20. Ni se spune, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Se observă de aici, pentru spate nu există nicio piesă. Bărbatul are spatele asigurat prin nevasta pe care i-a dat-o Dumnezeu. Un alt adevăr important pentru bărbați. Nimeni altcineva nu poate fi un ajutor mai potrivit ca soția. Ea este cea care mă cunoaște, de aceea o voi iubi ca pe trupul meu. Spuneți-mi, care dintre voi doriți să aveți mâinile paralizate, sau picioarele oloage, sau ficat bolnav de ciroză, sau cine ar dori o inimă care se tot oprește la fiecare minut? Ce să faci cu un trup disfuncțional? Pentru că am nevoie de toate organele pe care le am.
Ce m-aș face să știu că am un ajutor nepotrivit, disfuncțional, pentru că am neglijat-o? Dacă soția e un ajutor potrivit, ea este un ajutor potrivit doar dacă, prin iubirea mea, am ajutat-o să devină ajutorul potrivit. Și acum, stimați ascultători, vă întreb, oare iubirea, încrederea, încurajarea învățată de la Hristos ar putea să ajute pe soția mea să devină ceea ce Dumnezeu dorește să fie? Avem de ales. Iubirea nu e o gelatină, ci iubirea este o forță care poate transforma, pentru că Dumnezeu însuși e dragoste și prin ea Dumnezeu însuși lucrează în cel de lângă noi. E bine să nu uităm că cine nu e credincios în lucrurile mici, și aceasta e familia noastră, nu poate fi credincios nici în cele mari. Prin urmare, bătălia se câștigă sau se pierde în familie. Stimate ascultător, poate că ești un tânăr sau o tânără plecată departe de mama ta. Poate nu ești chiar așa de tânăr. Poate ai ajuns prin Italia, prin Belgia, prin Germania, America sau cine știe pe unde ai ajuns, prin niște locuri și situații în care niciodată nu ai crezut că o să ajungi. Adu-ți aminte că ai o mamă care se roagă pentru tine și nu va înceta să se roage pentru sufletul tău până în ultima clipă a vieții ei, când își va închide ochii. Dacă îi va fi greu să închidă, este pentru că își dă seama că după ce ea nu va mai fi, nu se va mai găsi niciodată nimeni care să se roage pentru sufletul tău, așa cum s-a rugat și se roagă ea. Când ai căzut și oamenii s-au rușinat de tine, ea nu s-a rușinat. Când toți te-au părăsit și nu ți-au mai dat nicio valoare, ea te-a iubit și mai mult și și-a dăruit tot sufletul ei și tot avântul ei pentru încurajarea ta, pentru fericirea ta. Dacă ar fi putut și ar fi dat chiar viața în schimb pentru viața ta amărâtă sau pentru viitorul tău. Mama ta te iubește, vorbește cu ea, spune-i totul. Iar dacă mama ta a plecat la cele veșnice, nu uita îndrumările ei și rugăciunile ei pentru tine. Oriunde te afli azi, adu-ți aminte de Dumnezeul ei și fă-L și Dumnezeul tău. Stimați ascultători, Dumnezeu să ne ajute să ne prețuim unii pe alții, să ne prețuim mamele și soțiile și să ne bucurăm cu toții pentru veșnicie de societatea desăvârșită a cerului. Amin.